Sfera, ce ne poți povesti despre ceea ce se vede de la nivelul gazonului pe Națională Arena? Atmosfera este absolut superbă. În acest moment stadionul este doar pe jumătate plin, întrucât nu a intrat toată lumea care trebuie să intre. Eu trebuia să fiu acum aici pe gazon cu doamna Camelia Potec, campioană olimpică și multiplu medaliată mondial și european. Dar din nefericire dânsa este blocată, blocaj despre care am vorbit încă din emisiunea Sandrei Stoicescu atunci când am intrat în direct după o cursă de mentă pe jos, întrucât este absolut imposibil să te apropii de stadion. E blocaj înspre Națională Arena în momentul de față? Orașul blocat acolo? Da, e de mult. E blocaj de o oră și jumătate. Eu am venit pe jos de la Dristor până pe Maior Coravu, la intrarea dinspre Maior Coravu. Adică am străbătut universul, practic, în alergare pe jos, întrucât nu se putea ajunge în preajma stadionului cu mașina. Din acest punct de vedere, situația este perfect românească, deci blocaj. Așa încât nici Camelia Potec, da, campioană olimpică, cu care aș fi vrut să stau de vorbă exact despre depășirea unui moment de impas sau despre inversarea unor șanse care par potrivnice, cum se întâmplă în seara asta din punct de vedere fotbalistic. Iată că nici Camelia Potec n-a reușit să răzbată prin aglomerația asta specific românească de la intrarea în stadion. Altfel, în spatele meu vedem niște jucători care se încălzesc deja. Mai devreme m-am salutat cu Bănel Nicoliță, pe care n-ai cum să nu-l iubești și n-ai cum să nu-l recunoști. Altfel, eu, din punct de vedere fotbalistic, sunt profan. Eu ar fi trebuit să stau de vorbă cu sportivi care vin din alte domenii, dar care au avut un succes uriaș, succes la care sperăm să ajungem la un moment dat și din punct de vedere fotbalistic. Mircea, te pricepi sau nu la fotbal? Nici noi nu suntem mari specialiști, însă ceea ce ne interesează pe noi este opinia publică, cum reacționează la astfel de evenimente, și știm că fotbalul este un fel de religie națională. Iar în momentul de față, chiar dacă șansele noastre sunt destul de mici pentru că am luat bătaie cu 3-1 la Atena, stadionul național se așteaptă să fie plin. De ce se fluiera acum? Ceea ce auziți, pentru că sectoarele de stadion unde sunt suporterii greci aplaudă. Și salut! Ok. Și din cauza asta, mă rog, suporterii români reacționează. Dar eu aș descrie într-un singur cuvânt ceea ce se întâmplă până acum aici pe stadion, și anume entuziasmul. Dăm la cap, să dăm mingea. Da. Centrează-mi la cap. Bun. Ai n-ai mingea, tragi la poartă. Bun, Mircea, asta e sloganul. Ai n-ai mingea, tragi la poartă, exact. Iată, asta este duelul galeriilor, pe care sigur că până acum românii îl câștigă net, pentru că sunt mult mai numeroși. Suporterii grei se află undeva în partea dreaptă și au așa un sector de sus până jos. A intrat cineva în cadru, nu-i problemă. Grecu. Iată, Mircea, noi acum dăm un cadru cu oamenii care ajung la stadion. Este, în mod evident, se vede că vin mulți oameni în continuare. Desigur că mai e ceva timp. Sunt foarte curios însă dacă din cauza traficului din București vor fi întârzieri la stadion și oamenii vor ajunge cu întârziere. E foarte greu de ajuns. Eu am ajuns în urmă cu o oră și jumătate și mi-a fost aproape imposibil. Nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă acum în afara stadionului. Îi spuneam și Sandrei Stoicescu, am fost peste, nu știu dacă peste tot, am fost în suficient de multe locuri în Europa, uneori, rare ori, la meciuri de fotbal, alteori la concerte, deci manifestări pe stadioane unde au participat sute de mii de oameni, dar astfel de blocaje nu am văzut niciodată. Deci maniera de a accede la un astfel de eveniment este una pur românească. Poate cine știe. Da. Ne vom întoarce la tine, Mircea, pentru că în seara asta, doamnelor și domnilor, vom petrece împreună mult timp. Vom vedea ceea ce se întâmplă, în mod evident, în timpul meciului pe Antena 3. Ne vom vedea pe parcursul pauzei pentru a avea cele mai interesante informații, cele mai interesante interviuri de la fața locului și, desigur, după meci, când s-ar putea să